Antrenorul grupării din Crâng a încercat să explice azi înfrângerile rușinoase din ultimele două partide. Ștefan Stoica înaintează ipoteza că, după victoria cu Axintele, elevii săi și-au privit de sus adversarii. Antrenorul s-a plâns și de randamentul scăzut al jucătorilor de culoare. Trebuia să ne facem probleme atunci când ne-a ieșit, când am bătut Axintele, n-am putut să strângem așa cum trebuie rândurile, dar mai bine zis. Cred că de acolo echipa puțin e zgânduită, pentru că s-au luat ceva măsuri în săptămâna de după meciul de la Chirnoci. Un meci care, într-adevăr, puteam să-l câștigăm prima repriză cu ocazii foarte bune. L-am pierdut, așa cum e la fotbal, când nu marchez tu, poate adversarul să-ți creeze probleme și ne-a creat. La ultimul meci am încercat o formulă mai nouă cu toți francezii în teren, cu jucători foarte robuști, am crezut că... Însă să știți că este foarte grea Liga 3. Dacă pentru eșecul cu Victoria Chirnoci n-a găsit scuze, Ștefan Stoica susține că la înfrângerea cu Metaloglobus au pus umărul și arbitrii. Glory a jucat cu un om în minus din minutul 6, iar la final a rămas chiar în 9. Eu cred că numai cu Chirnoci a fost un dezastru. Însă jocul trecut foarte... un arbitraj foarte, foarte urât, așa să-i spun. Deci se vedea pe fața lor că se bucură că Buzău rămâne și în 10 oameni. Mai târziu ne-au lăsat și 9 oameni. Deci aici nu mi-a plăcut. Cred că au fost mai bine organizați decât noi în ce privește lucrul acesta și nu știu de ce, probabil Federația Română sau cine este care face această competiție, nu se uită cu alți ochi la Gloria Buzău. Gloria ocupă locul 8 în clasament, dar va urca până pe 3 după ce va primi cadou la Masa Verde victoria în meciurile cu Rapid 2 și CSM Râmnicu Sărat.